Da, așa. Ai nevastă, ai copii? N-am. Ești singur? Da. Unde stai? Haide la 27. În stație acolo? Haide la 27, da, mai așa la... Mai place stație, aici la... Stai așa, băi! Credem la 3 jumătate aici? Da, stai așa puțin, trebuie să dau niște căiuțe. Băi, dragi prieteni, uitați-mă, astea sunt cele mai mari provocări posibile. Bă, stai așa, ia Adidas și ăștia. Ia bagă ei. Ia, să-ți iei în picioare. Ia pulovărul ăsta, gros, numărul 1. Ia și, ia și pulovărul ăsta altul. Uite un training aici. Tot echipamentul, șefule, training-ul, da? Așa. Geacă, uite, ia și geaca asta. Ia și geaca asta așa. Stai așa, stai să-ți mai dau. Ia și pantalonul ăsta. Așa. Și astea, ce să mai zic, că uite, am norocul tău, că era o femeie care mi-a cerut mai devreme și n-am mai găsit-o acolo. Hai măcar 100 de lei să iau și eu de la 100 de lei mi-a cerut? Nu, 50 de lei de să mai. A, ce zici, bine, ce mai puțin, ia și astea, stai așa, ia și astea. Astea de ele lui Vita, lui nevastă, dar ce-i aveai și după acolo. Ia și, bă, unde fugi? Ia și bănuții ăștia, bagă-ți în buzunar. Așa. N-ai geam, las-o așa, las-o așa. Băi, asta este cea mai, bagă-ți bani în buzunar. Asta este cea mai mare provocare posibilă. Terminați cu pricurele și cu alea, uitați. Sunt oameni foarte, foarte mulți oameni nevoiași ăștia cu coronavirus, cu astea. Sunt oameni nevoiași, mă, care mai vin. Bre, vină la piața de flori, la George Coșbuc, și întrebe acolo de lui Spian. Vii acolo și să-ți fac și o sacoșă cu mâncare și cu alea, tot ce trebuie, da? Ai auzit, bre? Vii acolo, uite, vezi că aici ai un training. Frumos rău de tot ăsta, trainingul ăsta e șmecher. Să nu le vinzi, ia ți-le tu pe tine, da? Ai auzit? Bre, dar tu, ce faci? Ho, ho, stai așa pe de geaca jos după tine, îl iei peste ăla? Dă bre geaca jos după... Ia, olo, ești periculos, dă geaca jos după tine și pune-l peste ăla, așa. Da, bossul. Așa, șeful. Și dă ea jos din picioare și ea ți-i da și ea. Auzi? Mai bine ia training-ul ăla pe tine. Asta este, mă, cea mai tare... provocare posibilă. Terminați cu picurele și cu astea și cu nu știu ce. Ca să faceți un gest ca lume, veniți mă dați la oamenii străzi, dați ceva ăștia care nu poate să ia ăștia. Că pe noi ne bag în carantină, dar pe ei unde îi mai bag? Dacă el are coronavirus, noi nu-l mai luăm de la el? Ăsta. Eu nu fac chestia asta să mor eu dacă o fac ca să mă afim sau ceva. O fac ca să provoc și eu pe alții. Asta ar fi o provocare. Bre, vii la piața de flori, la George Coșbuc, și întreb de lui Spian, floreria la lui Spian acolo. Și vii acolo și vezi că te așteaptă deja acolo, ai o pungă de tot ce trebuie tu, mâncare și alea. Vezi că ai luat plovărul invers. Stai așa, stai să-ți desfac, stai așa. Așa. Pune mâna aici așa. Așa. Să mă arăt să vadă lui ești barosan acum. Alte ale. Ia și pantalonul de training pe tine. Ia pantalonul. Asta e cum, frate, mă, că-i văd pe ăștia pe la televizor cu picurele, cu alea, asta e o provocare. Stai așa puțin, dă asta jos, oh. Ia pantalonul ăsta pe tine acum. Lasă geaca, mă, un pic, ia-te după mine, ia pantalonul peste ăia. Dă ăia jos din picioare. Tot i-am dat tot lui. Și alea de Adidas. Adidas? Nu am deloc să mor eu dacă... Mă, dar toți ați venit și tu n-ai, du-te, lasă-mă, că tu arăți bine, tu ești... Țigani, iau de ce ai în picioare. Asta este un gest domnul care l-am adevărat simțit să-l fac domnul eu pentru mine. Dă-i-a jos din picioare că nu intra și aha. Dă-i-a jos, aruncă-i. Aruncă-i-a jos din picioare că uite aia din și aici, bun. Bă, ăștia. Dă-i jos din picioare. Lasă că nu-i aruncă. Ia vin un cov.
Da, ia și tu ăștia. Ia, da, hai. Ia. Ia și tu ăștia. Bagă-ți. Să fie Colmea Alantă, dacă n-are cine să-ți dea Colmea Alantă. La 100 de ani zi. La 100 de ani. Așa. Asta e comandă. Bravo. Hai, tine. Du-te cu Dumnezeu. Uite unul, ți-am adus ciorapi. Dă să ți desfac eu, băiatul meu, că ți-a înghițat mâna. Băi, n-am ciorapi, că zădeam ciorapi. Stai așa să-ți dau ciorapii mei, ia ține aici. Stai așa, nu pune așa, stai că-ți dau eu ciorapii mei de picioare. Ia bagă ciorapii ăștia, na. Ia. Am uitat de ciorapi. Ce să fac? Să mor eu dacă nu-i dau ciorapii mei, uite. Că mi-e milă, băi, așa e omul, așa trebuie să fii ca om. Ia. Ciorapi groși ca să țină de cald, da? Așa, nenicul. Ia, bagă-ți ăștia. Bagă-ți ăștia în picioare acum. Așa? Și să vii la piață să-ți dau și două pungi de mâncare, da? Da, nenicul? Îți vine? La fix îți vine, nu? Așa, moșul. Da, uite cum te-am făcut, bombardier! A? Barosan ești acum, să mă arăt să facă. Te întreabă cineva, cum e zis și tu, cum te cheamă pe tine? Doru! Mascale să zici că ești. Așa, băiatul meu. Ți-am dat și ciorap să moară, să port și ciorap de șmecher acum în picioare. Ca și tu, ca să mergi în figuri și tu cum merg eu. Băi, eu nu fac chestia asta ca să fără vreo afirmație sau ceva. Să mor eu dacă o fac. O fac ca să terminați cu... Că de la carantina asta ați luat-o razna mulți. Și stați și țineți picurele și nu știu ce în casă. Dacă să țineți picurele și alea, dar veniți și dați și voi la lume. Îmbrăcați cu un gest. N-am făcut eu cine știe ce gest. I-am dat 2-3 lei de buzunar. I-am dat niște hăinuțe să ia pe el, că e foarte frig. Și acum am zis că să-l aștep și la mine, să mai dau o pungă de mâncare cu ce-i trebuie. Aia, vezi că e de femeie geaca aia. E de femeie, dar aia o pe tine. Închide-te la bluză. Închide-te la bluză asta. Închide-te la asta, la geacă. Ți-a înghețat mâinile, a? Stai așa, de la mine. De la mine, stai că ai înghețat mâinile, de la mine. Ia mâna, ia mâna. Gata, acum ești barosan? Alte alea! Ha? Îți dau și țigare. Ia. Ia și cafeaua asta, bea-o. Stai să mai beau și o gură din ea. Ia aici. Ia și țigări. Îți dau și un briciar să iei la tine? Ha? Ia. Hai să fii sănătos, băi. Vino la piața de flori, întreb la unde e asta lui. Băi, vii la piața de flori la George Coșbuc și întreb de lui Ispian. Și vii acolo să-ți dau ce-ți trebuie, da? Stai să duce. Unde stai tu? Ai casă sau? Ai casă? Stai în casă sau pe stradă? Hai bine, nenicul. Ia-ți alea de jos, ce faci cu el? Unde te duci? Ia-ți pantalonul, vină cu acea. Uite ăsta, vezi că e pantalonul de la training, să nu-l arunci. Și uite și pantalonii ăștia la alții. Ăștia, ce firmă e? Maximo Dutti. Ia. Ia-ți ăsta așa. Ia și plovorul ăla, că ăsta e șmecher, ăsta e gros. Hai, bă, hai, te pup, ba. Sănătate, numai bine. Alea numai le iei, le lași așa? Băi, am făcut gestul ăsta ca o provocare, mă, să nu mai faceți de-alea cu picurele, că stați în casă, ați luat o razna. Faceți, mă, și voi gesturi, mă, ca să, pentru nevoiași. Pentru oamenii care nu au. Și ăștia cu carantina și cu alea. Ați făcut o nebunie totală ca să ne băgați pe noi în carantină. Cu ăștia ce faceți? Hai, băi, vă las și să vă dea Dumnezeu sănătate și fericire.
și asta e inima mea, mă, să mor eu. Așa sunt eu, dacă am un leu în buzunar și văd pe cineva pe stradă că îmi cere un leu și îl văd eu că merită leu ăla, îl dau cu bună, din toată inima mea îl dau. Vă pup și vă doresc toate cele bune, sănătate.